O ce veste minunată de la Kaufland se rată. Hai mă, ce e cu tine? De salutare lume, bine ați venit! Da, abia acum mi-am aprins o lumânare. For, ce că e ziua lui Jesus ăsta. Nu pot să fumez de asta. Da, bă, lume. Facem și noi duminica, cea de toate zilele. Astăzi. Stai, nu știu dacă e suprafață foarte, foarte dreaptă. Adică pe mine mă deranjează că mi-e suprafață dreaptă. Da, bă, Jesus-ilor, ce sunteți? Eu sunt Gosman și da, astăzi vă voi sfinți. Așa. Astăzi vom face duminica noastră, nu m-ați mai văzut de ceva vreme așa. Da, oameni, am avut ceva vreme. Hai să ne sfințim cu niște popcorn. Cu popcorn. Nu mai trăiește. Dar până atunci mâncați niște Rafaela, mâncați-și. Mai trăiește al vreme. Și vom mânca împreună în duminica asta. Da, smoke we every day. Bun, haideți să vă citim propunerile voastre. Sunt entuziasmat. Am fost la Jesus acasă, am băut. La, ne-am sfințit. Așa că, haideți să citim niște propuneri ale voastre. Dacă tot faci duminică de înviere, ce părere ai despre obiceiuri? Obiceiurile sunt niște obiceiuri. Eu obiciuiesc să te obiciuiesc pe tine, ca tu să dai like de fiecare dată la postările noastre, pentru că este un obicei. Ca să te obiciuiesc pe tine. De la Stella, ce sit crește mare dacă papă lapte? Să știi că da, dragă. Ia niște popcorn. De la Alexandru Bucu, du-te la biserică, ia pas. Ia paște și mănâncă. Știu că nu sunt singurul care suferă trezirea de dimineață. M-am dus, luăm bulmezeară, mă. N-am să fac așa ceva. De parcă nu, n-ai putea ști să iei o brichetă și o aprinzi din pula mea pe un... un băști ceva sau mare lucru, direct pe lumânarea ta și gata. Nu, frate, ia lumina sfântă, pentru că lumina sfântă doar nu se aprinde dintr-o brichetă. Greu e să gândești, frate. Ce ne zice Stella tot în continuare? Nu mă duc la biserică pentru că nu am ce. În primul rând nu sunt ortodox, în al doilea rând bag ceva în paștele lor. Atâta timp, Stella, cât există sarmale, ce te plângi? Există sarmale, există bufetul nostru de mâncare, mai pe scurt. Eu aștept pentru sarmale, nu pentru Jesus, pentru că Jesus mănâncă destul la culosul. De la Elizabeth propun. Propun și ție, na, ia știu. Deci e cu popcorn.
De la Udar Naoni. Bă, mai fă niște gameplay-uri că te pricepi. Să mor eu. Urați foarte serios, mai fă niște gameplay-uri. Dar fă din mai multe serii, nu chiar te axa pe o singură serie. Așa, de la Yato Yabaku. Yato Yabaku. Nice. Au trecut 44 de minute de când s-a făcut duminică. Stai să-mi dau mai jos. De la Traian Dițoiu. Nu te doare mâna când filmezi cu camera? 4 ore chiar? Ca să știi, Traian Dițoiu, eu sunt foarte... eu excelez în inteligență. Ca să știi tu, de ce, având un milion la mine, în loc să mă duc până la un magazin anume, să cumpăr un suport special pentru, pentru birou în care să atașez orice fel de cameră video, ba chiar mai mult și pentru telefon. Dar eu, de ce să cheltui banii când pot să fac din anumite piese? Și am făcut un suport stabil total, care din ce crezi că e făcut? E făcut dintr-un suport pre-suporting. Adică suportul este un suport mobil de mână. Că să țină mâna, să mă plimb cu el unde vreau eu. Și mai... De ce este un suport suportic? Pentru că acest suport care e de mână este atașat forțat într-un portofel cu mărunți. Da, vorbesc serios, într-un portofel cu mărunți pe mijlocul portofelului. Îl introduci acolo și îți stă. De la Anca, să te tunzi și după aia să ai pretenții de propuneri de la noi. Să omor tu. Nu fac chestiile de astea. Pentru că eu semăn prea mult cu Jesus. Și Jesus m-a clonat. Adică el s-a clonat să fie pe pământ, știi tu. Nu mă răstigniți, să știți. Așa mă, oameni mă. Da, bă. Astăzi vom vorbi puțin despre... Chestia asta cu Paștele. Bă, ce preferați să faceți de Paște? Adică, în afara faptului că stați și mâncați ca porci și ca... Așa. Acum, hai să o luăm logic. Ce faceți voi? Faceți bine, nu știu ce. Hai bine și eu fac bine. Gândiți-vă, când am făcut live stream acum două seri, să calculăm acum ziua de azi că au trecut două zile teoretic. Ciudat, au trecut două zile. Azi am uitat teoretic să... ieri am uitat să filmez teoretic. Credeți-mă, se întâmplă. Am uitat, pur și simplu. Nu m-a dus gândul să filmez ceva. Și, da. E bine. Să stea lângă cubul de Minecraft aici. Da, mă. Și ar fi culmea. Bine, era culmea, știi, se uita preotul ăla puțin la mine ciudat. Că în tricou ăsta așa pe mine, cu fi zis ăla, dracu, ce? Ce dracu caută acest satanist, cumva o fi revenit de la colectiv de acolo? Pentru că noi nu sfințim colectivul, că colectivul este satanic, da? Apă bine, nici pe mine să nu mă sfințiți prea bine. Ei bine, mă, nu știu ce credeți voi, știu, aveți anumite teorii care zic. Unii dintre voi poate sunteți atei, poate sunteți unii din voi sataniști, alții nu sunteți credincioși. Eu merg pe teoria revoluționistă. Adică, omul a evoluat. Mai pe scurt. Da,
a evoluat. Nu e ceva greșit în contextul ăsta. Pe mine mult mai mult mă atrage teoria evoluționistă a omului decât... Eu mă, aia... Nimă, sunt mortul cam un cod. Ce scrie ce? TFD6P. Sunt mortul. Sunt mortul dacă codul ăsta nu poți să-l pun la... Oare codul ăsta merge pe Windows? Să-l pun pe Windows? pe Windows 10? Știi, ar fi o chestie. Nu știi ce? Să aveți 4 capace de-astea de la Pepsi și să aibă coduri diferite, să nu aibă același cod. Și gândiți-vă cum ar fi dacă ați introduce codurile de pe astea într-o ordine anume pusă de voi și să nimeriți chiar un cod valid care să fie codul de la Windows 10. Adică știți voi, ca să aibă durabilitate mai mare. Adică nu, să fie valid în unele chestii, să nu mai căcaturi de gen. Să la Windows 17, de exemplu, să pui într-o anumită ordine aceste coduri care se dau ei teoretic pentru Pepsi-ul lor, promovare, și când le introduci acolo să nimerești fix un cod de Windows 7, cum ar fi? Fiți super! Bă, ia stai acum să-l pun și pe... Așa... Nu mă impresie că o să cadă. Ia! Am mai avut o text. Dar 2 secunde. Așa. Vedeți? Amu era să cadă. Gata, am băgat. Nop. 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 Nu stă băgamea și picioarele. Bă. Ce drăguț, am pus puțin cablu și gata, deja are greutate pe față. Bă, ești nebun la cap. Cum are, mă, greutate pe față? Ești nebun la cap? Ia, dacă îl întorc invers, trebuie să aibă greutate pe spate, teoretic. Să-mi mor tu. Bă, îl și pe spate și tot are greutate. Bine. Tot mi-e pe să vreau să cad. Nu știu ce. Ei bine, duminica asta o să vorbim despre conceptul ăla sclifosit. S-au făcut 6 luni să ținem un mic doliu, un mic silent de vreo 10-20 de secunde pentru tinerii și unii bătrâni care au fost în colectiv. Cred că e de ajuns. Mă revenim la subiect. Pentru că da. Acum să revenim la subiectul nostru cel mai... Futu-vă în gură cu junimea voastră! Fiți atenți, mă, știți poza aia cu... colectiv, când s-au dat artificiile, teoretic, prima oară? Ei, gândiți-vă că s-a luat poza, au modificat-o ăștia și ce au zis? Ce au scris acolo? Veniți să luați lumină! Pe bune! Glume mai căcat de genul ăsta n-am văzut. O, da. Deci că bitch move is, it's a Draven time. Uh,
Așa, deci hai să vorbim puțin despre teoria asta dintre Jesus, satanism și teoria evoluționistă. Hai să zicem că eu cred în felul următor. Eu cred în Dumnezeu, dar nu sub formă spirituală sau ceva supramăreț, ci forma omului, adică a unui om normal. Care, ce credeți că, cum credeți că a murit? Cum credeți că a murit Jesus-ul nostru? Avea diabet. A făcut stop cardiorespirator. Și nu a murit răstignit sau atât căcat. Unul la mână. Biserica populează. Folosește numele lui Dumnezeu ca fiind sub formă de afacere ilegală. Care este teoretic condusă lumea de niște idioți. În fine, nu intrăm mai mult de atâta. Eu cred în teoria revoluționistă. Ce înseamnă această teorie evoluționistă și revoluționistă a noastră? Înseamnă că omul a evoluat. Nu dintr-o gorilă, nu dintr-o maimuță, ci dintr-un cimpanzeu. Da. De ce cimpanzeu și nu gorila sau maimuța? Pentru că maimuța nu este suficient de inteligentă încât să poată să stea pe un scaun în poziție verticală. Nu poate. Gorila, de asemenea, la fel, nu poate să stea vertical. Dar poate să numere. O gorilă poate număra. Noi ne tragem teoretic din cimpanzei. De ce cimpanzei? Pentru că sunt singurele specii de animale care se aseamnă foarte identic și la fel cu oamenii. Bine, unii dintre noi ne asemănăm și cu porcul, și cu vaca, și cu ovițelul, și cu gencea, și cu stadioanele, și cu băncile. În fine. Ce vreau să spun faptul e că noi ne asemănăm. Asta este doar părerea mea. Deci nu vreau să vin venind cu idei cum că că tu nu ești creștin ortodox sau că ești satanist sau ești altceva, nu. Sunt creștin ortodox, normal, dar nu sunt genul ăla de creștin ortodox să mă duc zilnic sau în fiecare duminică la biserică, nu. Nu te arăți credința prin chestia asta. Nu la mână, la biserică te duci doar când simți nevoie. Adică nu ca să te duci să dai un ban sau căcatul de gen. Normal nici lumânările nu ar trebui să le plătești. Pentru mine chestiile astea cu lumină sfântă și alte căcaturi. Hai să vă fac și eu o lumină sfântă. Sunt un atot predicător. O să zic acum că apare o lumină. Apărut, gata. V-ați sfințit. Hai să dau acum, lumină sfântă. Eram cu niște prieteni afară când ne-am dus să luăm lumină cică. Dar de unde? Că noi ne-am dus să mai vorbim între noi, că abia ne întâlnim. Odată la nu știu cât timp. Au și treabă. Unul are bacul, celălalt nu poate că e învață la greu și ăla tot pentru bac, celălalt e cu muncă. Și la o fază, că îi se stinge PS, lumina sfântă, la un prieten, dintr-o lumânare mare. Și eu te-am plecat și zic, bă, hai mă să te ajut ca să îți dau eu o lumină, știi, de la mine. Faci că nu, că nu e lumina sfântă. Du-te-n pulă, mă, frate, și cum crezi tu că a apărut lumina aia sfântă? Sau cu un chibrit simplu, frate. Cât de căcat e să scoți un chibrit sau o băichetă
dai foc la o chestie, îți faci o sfântă cruce aiurea, dai puțin apă sfințită cu vin, cu ce pula mea vrei tu în el și zici că e apă sfântă și zici pe urmă că e sfânt. La fel, și baza cu apa sfințită, pentru că mi se pare și aia o mare idioțenie să crezi că o apă se poate sfinți. Sau vinul, sau alte căcaturi. Da, vinul se sfințește când îl bei. Adică, ați înțeles voi cum? Când bei. Nici nu trebuie să faci o sfântă cruce sau ceva, că deja e sfințită total, numai când o pui în pahar. Pe gură. Faza cu apa sfințită, serios, că trântești busuie cu acolo puțin și o stropești de 30 de ori în croce și gata, e sfințită. Hai zău acum. Sau că anunci pur că e sfințită. Nu e sfințită, e purificată. Teoretic, pentru că ăștia ce crezi că fac cristenițele lor, care teoretic pun apa de la robinet, că nu e altceva decât apă la robinet. Am încă teoretic doar o monedă de argint în ea ca să o purifice. Și zic, gata, e apă sfințită. Și trece cu busuia cu prin ea. Mulțumesc, mă, frate, așa fac și-o pătrânjelul în apă și sfințesc și-o toată casa. Că așa mi-o chef, că-s preot. Preoții din ziua de azi, prăstia bisericii, preoții din ziua de azi, pare marea majoritate din ei și probabil sau jumate din ei, folosesc biserica ca fiind o propria afacere sau o mafie totală. Nu suntem teoretic conduși de o mafie, nu de preoți adevărați, pentru că nu prea există preoți adevărați. Nu există preoți să nu fii înjurat vreodată. Ceva omenesc să înjuri. S-a dovedit științific chestia asta, că dacă înjuri când te lovești sau ceva, e bine să înjuri ca să-ți treacă din durere. Da, vorbesc serios, trebuie să înjuri ca să treacă din durere. Sau să frăci în zona care te doare. Revenim la treaba bisericească. Și faza cu Hristos a înviat, da, mulțumesc, nu o repet de sute de ori că am înviat Hristos, am înțeles din prima, pot să spun din prima, gata. Pot să dur și să reînviu de 10 ori, nu cred. Nici nu prea cred chestii, sunt niște chestii din Biblie și chestii zilnice. Zilnice sau eventuri de genul ăsta care chiar nu se înțelege, nu prea le văd sensul între ele. Faptul e că mănânci sarmale. Sau drob, sau nu știu ce. Alea, poți le faci zilnic. Nu mai spun faptul că creștinismul care ne conduce încă din vremea mediului. Creșit. Din era preistorică. Știți de ce? Acea mică biserică care era în era aia, nu era biserică. Erau așa ziși preoți, cum ar veni, numai că păcălea lumea faptul că spiritele naturii, teoretic, dacă se supără, știți voi ce face cu tremure, vulcane, la, fulgere, că mai ales când era evului mediu, un om preistoric se speria de fulgere, pentru că nu știa ce e fulgerul, ce e, bine, de ploaie nu prea se speria, dar se avea instincte omenești de a se adăposti. Că nu rămâna ca bou afară și dădea cu piatră în altă piatră să realizeze focul. Prima crimă
care s-a făcut vreodată, s-a făcut în era preistorică. De ce credeți? S-a făcut un masacru teoretic care erau numai femei și bărbați. Prima crimă din lume, ca să știți, a fost un masacru în Evul Mediu, care s-a omorât vreo 20 și ceva de oameni. Pentru că, cred că nu știu, pentru că ar avea băta mai sculptată și mai frumoasă decât o oameni, sau ceva de genul. Sau știți cum e chestia aia țigănească, gen... persoana X care e cu prietena X, află de la prietena sa că și-a tras-o cu toți prietenii care i-are dânsul și ăsta de nervozitate a omorât-o pe, și pe ea și pe tot prietenii lui. Și apoi s-a sinucis și el. Pe ce mai, ce mai avea sens viața lui, știi? Cam așa ceva s-a întâmplat și s-a întâmplat și atunci. Imaginați-vă că încă din... în Evul Mediu era ciuma. Marea majoritatea oamenilor mureau de ciumă. Și ca să scape cică de ciumă mai repede, s-a implantat repede această biserică, care spune, a spus în felul următor, să vină să se sfințească ca să se curățească corpul. Cum să se sfințească corpul? Serios, acum, eu n-am ținut post niciodată și nici nu știu dacă o să țin vreodată așa ceva. Mi se pare cea mai mare tâmpenie să țin post. Da, e adevărat, ții post pentru tine, nu? Că... na, nu vrei să mănânci gen carne o săptămână sau două ca să slăbești. Aia da, ăla e post. Dar post sau o cură de slăbire. Dar nu există, cum adică, nu, în timpul postului nu ai voie să mănânci carne, că e păcat. Hai zău acum și când, și când îți moare o persoană dragă sau cineva care cunoști tu, de ce mănânci carne în perioada aia? Hai serios acum. Nu ți-mi minte să-mi fi trântit un fulger în cap Jesus sau Zeus sau altcineva? Pentru că am mâncat o bucată de carne sau ceva. Nu sunt genul de să țin în postul. Unul la unul. Vă spun o chestie, mie dacă îmi intră preotul în casă, nu-i dau bani. Eu sunt genul de om, frate, ți-ai făcut meseria, eu nu-ți dau bani. Îmi dai bani pentru ce? Că mă... ci că sfințești casa, dar îmi dai cu apă clocotită sau cu ce căcată îmi dai tu mie de acolo, care nici măcar nu e apă sfințită, nu există apă sfințită, în primul rând. Astea sunt niște păcăliri europene care și noi păcălim în continuare viitorul nostru. Dă-ți-i dracu de... deși nu de șarlatani. Acum că am terminat acest subiect care nu mai are sens să mai vorbesc. Lumine aprinse, da. Hai să vă spun o chestie. Legată de chestiile astea. Nu vi s-a întâmplat deja ca gen în anumite grupuri de metalhead sau rocker sau ce vreți voi să le ziceți. Sataniști corupți, că și mie, puteți să-mi ziceți sataniști sau cum vreți voi, că și așa pe mine nu mă doare, eu nu am o anumită credință în ceva, cu adevărat, adevărat. Eu cred doar în teoria revoluționistă, care cred că aia e cea mai adevărată din toate. Faza când mă duc la biserică o dată sau de două ori pe an, mă fac așa, ca gen să joc și-o teatru lor, știi? Să nu zică că, a, Doamne, ești satanist sau altă căcată că nu te duci la biserică. Unde mă duc la biserică? Ce credeți că am văzut toată în toată slujba? Am stat și mă uitam la stele.
Ziceam, Doamne, ce frumos e să te uiți tu la stele. Vreau tu să te-și mânca căcat. După și că avem o biserică care e îngustă, de serios acum. Să înghesui lumea acolo, mai ceva ca la porci, să mor eu dacă. Te mir că ai ceară pe tine. Cum pula mea să nu ai ceară pe tine dacă nu stai înghesuit? Uite, așa stai înghesuit și unul lângă altul. Nu există o portiță să respiri sau ceva, pentru că e o cale foarte îngustă. Cât să intre două persoane, cum ar veni, unul îndus și unul întors, cum ar veni. Imaginați-vă că se încăle ca oamenii acolo. Efectiv se încăle ca oamenii. Deci se rup vreo 3 sau 4 rânduri din oameni. Și e doar o singură poartă de un om. Deci nu e de două persoane să zici că e mai liberă. Uite, o singură persoană și gata. Pana mea e aiurea. Da. Lume, cam... Da, cam atâta cu duminica noastră, cea frumoasă și oripilată. Ne vedem data viitoare. Eu sunt Cosmin și vă spun ciao-les.